Stimați prieteni, astăzi este o zi luminoasă pentru mine. Este o zi în care vă pot prezenta nu numai un scriitor celebru, ci și un scriitor extraordinar. De multe ori există o contradicție între aceste lucruri, dar în cazul lui Edgar, cele două jumătăți se lipesc perfect. Edgar Keret merită să fie celebru, merită să fie tradus în zeci de limbi, merită ca câțiva dintre cei mai mari scriitori ai lumii să le elogieze chiar pe coperta cărților sale. L-am întâlnit pe Edgar acum 2 ani în Florența, știind doar câteva lucruri despre el, fiind curios să văd cum arată, cum vorbește, cum este el ca om, și am avut posibilitatea să-l ascult într-o capelă foarte frumoasă, o capelă istorică din Florența, ținând un discurs în care el trebuia să se prezinte pe el însuși într-un fel. Acest discurs magisterial, cum era numit, pe mine m-a încremenit. Timp de o oră întreagă am rămas numai ochi și numai urechi la Edgar, care a dat un spectacol de stand-up comedy neobișnuit și cu totul deosebit de toate celelalte. Era un stand-up comedy, era nu numai un scriitor, ci și un actor, un interpret cu ochii și cu trăsăturile feței a ceea ce spunea. Am reținut aproape totul din ce a spus atunci, totul a fost un flux verbal, o serie de povești, ca spuse de o Scheherezada modernă. Am reținut puterea unor ochi albaștri, de exemplu, care apăreau în poveștile lui. Am reținut nenumărate alte povești dulce, acrișoare, vesele și triste, în care veselia și tristețea coexistau. Și aș spune că Edgar, deși a absorbit fără îndoială toată literatura lumii, literatura clasică și literatura contemporană, totuși are și el rădăcinile într-o veche înțelepciune, în vechea înțelepciune hasidică, în vechea înțelepciune a marilor rabini ai trecutului din estul Europei și din, fără îndoială, din Țara Sfântă. Am citit adesea cu mare bucurie aceste povești, legende, parabole hasidice și mi-amintesc câteva care sunt printre cele mai frumoase și mai umane exemple de înțelepciune pe care le cunosc. Una dintre ele spune așa: un mare rabin din Răsărit merge într-un sat din Galiția, din Polonia, din altă parte, și acolo întâlnește niște evrei care voiau să-și ridice o sinagogă. Și îi întreabă: aveți destui bani pentru asta? Și ei spun: ne lipsesc 200 de zloți. Atunci rabinul face o adunare generală a evreilor și spune următorul lucru: dau locul meu în rai pentru 200 de zloți. Și se găsește un om bogat care să cumpere locul în rai al rabinului pentru acești 200 de zloți care lipseau evreilor săraci ca să-și ridice o sinagogă. Iată una dintre aceste povești uimitor de frumoase și de umane. Se mai spune că un rabin, tot din acele locuri binecuvântate, le spune tot timpul evreilor să-și taie unghiile nu înainte de baia rituală, așa cum se obișnuia, ci după baia rituală, după scăldarea rituală. Toți rabinii cred că e vorba de ceva foarte complicat, care ține de dogma religioasă și așa mai departe, și îl întreabă: dar de ce trebuie să facem această schimbare? Și el spune: pentru că, măi proștilor, unghiile sunt mai moi și se taie mai ușor după baie. Iată încă o dovadă din aceasta de înțelepciune. Această filieră nu numai a unei literaturi, dar a unei umanități de un anumit fel, a unei umanități speciale, a fost preluată mai târziu de mari scriitori,
evrei ca Shalom Aleichem sau Romain Gary sau foarte mulți alții de origine evrească și care au fiecare în felul său a exploatat într-un fel această dispoziție pe care Nichita Stănescu ar fi numit-o râsul plânsul. Acest râsul plânsul al unei rase de 2000 de ani oropsite. Toată această sevă, această sevă a vechii înțelepciuni, această sevă a hazului de necaz, a râsului în situații tragice, aș spune, apare cu toată puterea în povestirile lui Edgar Keret. Sunt povestiri dulce acrișoare. Fiecare dintre ele are nedeslipite, imposibil de desfăcut una de alta, drama și râsul. Nu pot spune care e la început, care e la sfârșit. Ele se îmbină cu o putere de magneți, ca doi magneți care se atrag unul pe celălalt. Nenorocirea atrage râsul, pentru că prin râs poți supraviețui. Dacă te afunzi în nenorocire, pierzi. Toate scrierile sale pornesc de la cotidianul cel mai mărunt, de la atomii de realitate, de la tot ceea ce li se întâmplă tuturor în fiecare zi, lucrurile cele mai banale cu putință, de la ceea ce păstrăm fiecare dintre noi în buzunare, de la fiecare obiectel, de la o scobitoare, de la un bilet de metrou, de la o cartelă oarecare, și care toate, nu numai că se dovedesc, se pot dovedi ca niște instrumente utile pentru supraviețuire, dar se dovedesc și ca niște instrumente utile pentru supraviețuirea literară. Fiecare dintre ele este în același timp o armă și un stilou. O armă cu care te poți apăra de viață în condiții dramatice, așa cum sunt condițiile din Orient, din Orientul apropiat, cât și un stilou cu care să consemnezi drama care ți se întâmplă. Absolut esențial pentru mine este primul text din cartea sa, Cineva bate la ușă, textul din care a fost preluat titlul și care este o parabolă perfectă a vieții și a scrisului îmbinate una cu cealaltă. Scriitorul scrie pentru publicul său sub amenințarea armelor. Toți cei care vin să-i ceară o poveste nu o cumpără, nu o plătesc un zâmbet, cum s-ar întâmpla în Suedia, spune el, și scriitorul scrie sub amenințare. Scriitorul este amenințat, este constrâns să producă poveste. Aceasta este povestea vieții lui Edgar Keret, pentru că Edgar Keret nu a scris într-o zonă relativ safe, sigură, cum este România, cum este vestul Europei, cum sunt atâtea locuri privilegiate în lume, ci a scris sub permanentă amenințare. Viața în Israel este viața într-un război, este viața într-un război continuu. Totul se obține, spune Edgar, prin brutalitate, prin forță. Chiar și un lucru atât de inefabil și atât de angelic cum este o povestire. Scriitorul asediat, scriitorul asediat de istorie. Iată povestea lui Edgar Keret și a multor alți scriitori eroici din Israelul din care provine și Edgar. Este și povestea lui Amos Oz, este și povestea multor alți autori foarte mari ai acestei țări. Eu am tot admirația pentru acest scriitor care nu se lasă intimidat de istorie, dimpotrivă, care cu zâmbetul pe buze, deși au arma la tâmplă, totuși oferă tot ce au mai bun în ei cititorului. Cea mai frumoasă, din punctul meu de vedere, poveste a lui pe care am citit-o între atâtea pe care le-am citit cu pasiune, este cea în care se oferă și un fel de explicație a vechii întrebări: unde malul, de unde provine răul, cum intră răul în lume. Și anume, este povestea eternă
iarăși a vechii discriminări, a vechii opresiuni, a vechii împilări a omului de către om. Un om negru este agresat, este bătut, este lovit de oameni care nu-i seamănă, tocmai pentru că nu seamănă cu ei. El ajunge într-un cărucior de infirm, apoi se întâmplă și alte nenorociri ca unui om modern și în cele din urmă ajunge să-L întrebe pe Dumnezeu cum te permite așa ceva, cum te permite atâta nenorocire. Și deodată are viziunea lui Dumnezeu și ceea ce este cutremurător este că Dumnezeu este El însuși într-un cărucior de infirm. Dumnezeu însuși este infirm. Dumnezeu însuși este neputincios. Dumnezeu însuși nu a produs răul din lume, ci nu a putut să nu-l lase să intre. N-a fost în stare să-l oprească. Este și El unul dintre noi. Și mi-am amintit de acel foarte frumos cântec: What if God was one of us, just as love like all of us? Un cântec care mie mi-a rămas întotdeauna în minte. Acum îl asociez cu Edgar Keret, un scriitor de zile mari, aș spune, un scriitor pe care vi-l recomand cu toată inima, pentru că vă va place, o să-l iubiți. Nu este ca alți autori care sunt casteți, pot fi mari autori, dar care pot avea mari probleme de comunicare. El comunică ușor, el comunică cu plăcere, el stabilește imediat niște punți narrative între dumneavoastră și el. Cel care citește cărțile este un privilegiat. Mulțumesc mult!